Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, după o parabolă doar de 4 fraze, Mântuitorul dă o replică universală care rămâne valabilă pentru toate timpurile, încă din vremea Lui și până astăzi. Cel ce se va smeri pe sine se va înălța, iar cel ce se va înălța va cădea. Iată, cam aceasta este tematica învățăturii de astăzi. Dacă ați fost atenți, și cei de aseară de la priveghere, și cei de astăzi de la Sfânta Liturghie, ați constatat, și spun cu deosebită plăcere, frumusețea cântărilor prin faptul că au apărut niște cântări noi, care în cuvintele lor ne învață niște lucruri neîntâlnite. Să nu ne rugăm fraților ca fariseul, ci să ne smerim ca vameșul. Deci iată, îndemnul la smerenie, îndemnul la fapta bună și în același timp îndemnul la trezvia atenției, să nu ne rugăm ca fariseul. Deci biserica, constatând că după sărbătorile de iarnă și nașterea Domnului, a lăsat oarecum oamenilor bucuria de a se veseli de aceste praznice frumoase împărătești, naștere, anul nou, bobotează și toate celelalte sărbători ale marilor sfinți, să pregătească pe oamenii care au căzut într-o oarecare, să spunem, uitare sau nepăsare sau trândăvie sau neatenție, pentru noua luptă duhovnicească a patimilor Mântuitorului Iisus Hristos. Și biserica a rânduit 3 duminici pregătitoare, 3 slujbe deosebite pregătitoare, care se cheamă și slujba începutului triodului, de acum începe slujba cântărilor postului mare, cum se spune, și a pus cea din tâi duminică să discute sau să analizeze în esență mândria și smerenia. 2 fapte. Una este trâmbița căderii, mândria și slava deșartă, sau înălțării de sine. Iar a doua este smerenia, și cum spunea Avalogin la Pateric, cine este atent, venind un alt avă la întrebați, Cavo, dă-mi un cuvânt de folos. Și înțelegând Avalogin că el nu vine doar cu gând de folosire, ci și de ispodire, să-i vadă înțelepciunea minții, spune, păi fi, precum mândria este unul din cele mai spurcate păcate, cred că smerenia este una din cele mai înalte virtuți. Și a vorbit toată teologia în 2 cuvinte. Și s-a întors fratele folosit la casa sa. Ei, deci duminica de astăzi vine să pună într-o antiteză categorică mândria cu smerenia. Duminica viitoare care va urma și ea va pune mai departe la antiteză fapta bună cu păcatele urmă, care reies în urma nelepădării mândriei. Deci în urma părerii de sine, a încăpățânării, și o să auziți frumoasa parabola fiului risipitor. Iar cealaltă duminică, următoarea, deci dinaintea lăsatului secului de brânză, va fi duminica izgonirii lui Adam din rai. Deci după ce Dumnezeu ne-a pus în temă ce înseamnă mândrie, smerenie, ce înseamnă faptă rea, ce înseamnă neascultare, ce înseamnă răzvrătire față de Părintele Cerului, ne duce la căderea lui Adam ca să medităm rostul venirii Mântuitorului Iisus Hristos în lume. N-a venit de dragul de a veni sau de a se mândri să arate că e Fiul lui Dumnezeu și le poate toate câte le vrea, cum spune dogmatica, ci din iubire nemăsurată de oameni s-a jertfit până la moarte pe cruce. Și ultima duminică, deci cea de la începutul postului mare, deci la lăsatul secului, când spălăm castroanele și oalele și golim burțile de ce a mai rămas prin înfrânarea acelei săptămâni albe de lapte și brânză, eficientă și metabolismului să nu se treacă de la una tare la una slabă deodată și să vă treziți neputincioși, pune duminica înfricoșatei judecăți. Duminica înfricoșatei judecăți, despre care se spune că nu are rolul de a speria lumea, ci are rolul de a o pune în imaginea în care Dumnezeu va veni în lume și va discuta cu fiii săi pe care i-a creat din iubire de oameni. Deci cu toți cei pe care i-a primit prin nașterea din Duh,
la botez în Sfânta sa Biserică și acum vine să le explice cum va judeca și cum va socoti faptele noastre. Deci niciuna din ele nu este îngrozitoare, niciuna nu este lipsită de sens, niciuna nu este spre înspăimântarea noastră, ci avem un Dumnezeu bun, milostiv și iubitor de oameni. Și cum spune Ecfonisul, lui slavă înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Întorcându-ne la Evanghelia de astăzi, ceea ce ne interesează pe noi, fiindcă fiecare se discută la timpul și la rostul lor, vom vedea că aceste Evanghelii pregătitoare dau o stare de melancolie sufletească, dau o stare de revenire în sine. Și se știe foarte bine că acele cântări ale privegherii, ușile pocăinței, cărările mântuirii, mulțimea păcatelor, nu sunt altceva decât o amintire la modul general fiecăruia dintre noi și, cum spune Talase Libian în Filocalia 4, o trezire a conștiinței, cum? Prin ciocanul minții. Ce fac? Unde sunt? Cum mă găsesc? În ce poziție mă aflu? Place lui Dumnezeu ce fac? Și ascultând acolo ușile pocăinței, încep să-ți dai seama că trebuie să alergi spre ușile sufletului, să privești înăuntru lui, iar după ce te-ai privit în interior, să clasifici dacă într-adevăr poți să te situezi la limita dintre bine și rău sau în limita binelui, ca Dumnezeu să spună, vino binecuvântatul meu. Cărările mântuirii. Vorbind de cărările mântuirii, le vom analiza frumos pe parcursul Evangheliei la timpul potrivit. Sunt toate cărările care am spus și altă dată și celor care sunt mai puțin credincioși și mai mult credincioși și mai serioși în credință și mai convingători în credință și mai doritori sufletește, căile sunt nenumărate. Așa spune Apostolul Pavel. Necunoscute sunt căile Domnului. Deci nouă nu ne sunt cunoscute căile Domnului. Dar ceea ce ne vestește Triodul și ce ne vestește Catavasierul prin acea cântare, cărările mântuirii, nu fac altceva decât să ne descopere taina esențială. Oricât am cotiu, oricât am merge, fie prin șanț, prin tihăraie, prin râpă, prin locuri sălbatice, în finalul drumului trebuie să ne întâlnim cu Cel care ne-a pus în mișcare. Deci Dumnezeu m-a creat, Dumnezeu îmi va cere socoteală. Dar El vine să-mi arate cărarea cea mai scurtă. Munți înalți nu se suie în linie dreaptă. Evident că sunt și cotituri. Dar important este să mergem prin lumină, să umblăm ca fiii luminii, așa spune Apostolul, dar să nu umblăm în întuneric, că cel ce umblă în întuneric nu știe unde umblă. Aici se referă cărările mântuirii pentru moment. Și la mulțimea păcatelor, când s-a folosit de acest stropar, biserica și l-a așezat acolo la locul lui, la ultima din cântări, a vrut să ne facă nouă deosebirea dintre ce fel de dragoste are Dumnezeu și în ce fel de iubire avem noi față de El. Și aici am să vă aduc comparația. Cineva a pus categoric odată întrebarea, cât ne iubește Dumnezeu, Părinte? Și i-am spus așa, fă în mintea ta un calcul matematic, că zic doar ai școală. Închipuieți că 6 miliarde de oameni în fiecare secundă, în fiecare clipă, în fiecare minut, în fiecare oră, ori înjură, ori fumează, ori beau, ori curvesc, ori desfrânează, ori avortează, ori se urăsc, ori se mândresc, ori zavistuiesc. Fă și înglobează aceasta la o oră, înmulțește cu 24 de ore, cu o zi, cu 5 luni, cu 6 luni, cu 12 luni, cu un an, cu 80 de ani și cu 100 de ani și vei vedea capacitatea de răbdare a lui Dumnezeu asupra acestui imens, uriaș glob de păcat. Și ca să spun cuvântul frumos, spun așa, închipuiți-vă căderea noastră, cum spune Antonie Plămădeală în una din învățăturile lui din cărți, căderea noastră în sfera pământescului, plutirea pe materie. Unul s-a înglodat în bani, unul în case, unul în mase, unul în mațe, unul în haine, unul în luxuri, unul în modă, unul în prostie, unul în nebunie și au făcut un haos. Ei, raportat acest haos la fiecare clip al lui Dumnezeu, la fiecare ceas și lună și an și veac al lui Dumnezeu, vom vedea că iubirea lui e
este nemărginită. De ce? Nici calcularea păcatelor nu poate fi mărginită. Nemărginită este valea păcatului și nemărginită rămâne iubirea lui Dumnezeu. Cum? Raportată la alt cuvânt. 1000 de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri. Deci tot ce am făcut noi și generațiile într-o 100 de ani, Dumnezeu poate socoti, care este aducătorul din nimic a toate și a toate le duce în nimic, când vrea și când crede, poate să socoate păcatele noastre într-un nimic. De ce? Raportându-le la cele două tropare de dinainte, cărările mântuirii și ușile pocăinței. Cărarea pe care mă duc la pocăință, ușile prin care intru în pocăință, întâlnirea cu Hristos și cu Tatăl cel Ceresc, care toate le iartă de 70 de ori de 7 și în iubirea Lui de oameni spune să n-asfințească soarele în răutatea voastră. Deci ai văzut? La aceasta se raportează. Iubirea lui Dumnezeu raportează păcatul plâns și pocăit la nimic. Deci nu există păcate să covârșească iubirea lui Dumnezeu, dar nu există păcate care să scape de dreptatea lui Dumnezeu. Adică, nu cumva să credem că raportând această iubire nemăsurată a Lui, suntem scăpați din evidența Lui. Deci ne găsește precum otrava sau moartea găsește șobolanul în fundul gropii, în fundul galeriei. La fel ne găsește și pe noi Dumnezeu ascunși în osânza proprie, în conștiința proprie adormită și ne trezește când nu ne așteptăm. Hai nebune, că noaptea asta iau sufletul de la tine și cele care le ai cui vor rămâne. Și data ciocanul a bătut, clopotul și semnalul s-a dat și omul și-a revenit în sine. Și iată-ne în fața acestor două personaje despre care am vorbit. Doi oameni s-au suit să se roage în templu, nu le-a dat nume. Doi oameni. Această raportare la doi oameni poate să se vorbească de două lumi. Lumea credincioasă și lumea păcătoasă. Lumea mândră și lumea smerită. Și când spun de lumea mândră și de lumea smerită, mă opresc la raportul Evangheliei de azi când spune clar. Un fariseu și un vameș. Iată, le detaliază. De ce ia numele de fariseu și numele de vameș? Era tocmai în inversă idee pe vremea aceea raportul acestor două nume. De-aia și Apostolul Pavel în una din scrierile lui abuzează și spune nu sub formă de judecată, ci de critică analitică. Zice, fratele tău dacă îți greșește odată de 2, de 3, de 4 și de 10 ori, sau de câte ori vrea el să greșească, ceartă-l între el și tine, ceartă-l între tine și mai mulți, între tine și sobor, spune-l bisericii și apoi leapă-l ca pe un păgân și ca pe un vameș. Deci, iată, era o măsură a nedemnității, a neseriozității, a răutății, a neconfirmării adevărului, o lipsă de pozitivism absolut în acest om care tot timpul era tentat să înșele, să adune, să stoarcă, să scurgă, să smulgă și să fure de la cei ce treceau prin vamă, taxând și impozitând mai mult decât se făcea. Ei erau un fel de perceptori financiari, cum sunt astăzi instituțiile astea de agenți comerciali ce verifică garda financiară. Cam așa ceva. Și era dat ca măsura păcătoșeniei. De ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? La care Mântuitorul replică, cei sănătoși n-au nevoie de doctor, cei bolnavi se pare că au și eu pentru ei am venit. Fariseul în vremea aceea era omul ales al Vechiului Testament, care era mână în mână cu Saducheu, care era și aia niște oameni deosebiți ai templului, trași cumva cu originea dintr-un anume preot, Tzadok, foarte credincios, care se impunea și credea că el este desăvârșit încă de pe vremea lui David și și-a format așa un curent, cum avem noi astăzi, de pildă, să spunem, cu oastea Domnului. Cu reținere, nu spun deschis, total. Au apărut apoi și cărturarii, sau interpretatorii legii vechi, care țineau foarte scump și categoric la literă, și au rămas acești farisei, cum ar fi musulmanii de astăzi sau jidanii de astăzi, care mai există, în clipa când se bătea gongul ăla, gata, cu capul în jos și cu fundul în sus, ala, ala, Doamne, Doamne, Allah, Allah, sau cum îl strigau ei, Savaot, Savaot. Deci era o rugăciune unde te prindea, în mijlocul străzii, în magazin, la masă, la casă, în piețe, în ulițe, dar o făceau pentru început din convingere. O făceau pentru a determina masa iudaică din jur să devină credincioasă.
Ca și cum m-aș duce eu, de exemplu, să vorbesc la trei sarmale și a zice lumea asta e nebun. Dar așa era pe vremea aceea, să vorbea în mijlocul străzii de Dumnezeu. Trecând mai departe, cu timpul, acest om ales fariseu a fost transformat în fățarnic. Noi spunem astăzi, nu fi fariseu. Nu mai folosim cuvântul nu fi vameș. De ce? Fariseii sunt mai răi decât vameșii de data aceasta. Și în momentul când se folosește cuvântul de fățarnic, Mântuitorul nu le spune în față că a venit un fățarnic și un smerit sau un păcătos să se pocăiască, ci a dat cele două pilde similare. Un vameș și un fariseu. Și să vedem dialogul dintre cei doi. Fariseul stând, cuvântul stând înseamnă că era categoric în ceea ce lucra. Nu era schimbător. Deci el era sigur că ceea ce face este plăcut lui Dumnezeu, este apt pentru mântuire, este creditat de cei din jur, cei din Sinedriu sau din sinagogă l-aveau ca într-adevăr ca pe un zelot și ca pe un om de toată bună cuvința. Și în clipa aceea el a intrat și s-a rugat cu gura mare cât putea. Dumnezeule, îți mulțumesc! Categoric, rugăciune de mulțumire. Și aici începe căderea angelică, dracii care suie mintea în sus. Că nu sunt ca ceilalți oameni. Și nu numai atât. Dacă ar fi spus aceasta, poate era de ajuns să creadă că a vorbit despre oameni care erau mai buni ca el. Dar și-a vărsat o travă și și-a vărsat neputința sufletească în acele orori grozave, răpitori, parcă el ar fi știut sufletul fiecăruia, nedrepți, adulteri, adică curvari, sau ca acest vameș. Deci iată ce categoric. Nu sunt ca Maria și ca Ion. Nu sunt ca Gheorghe și ca Vasile. Și aici a fost căderea cea mare despre care Mântuitorul a rămas mișcat profund și a dat replica cu care am început. Cine se înalță, cade. Cuvântul vameșului sau rugăciunea lui din biserică n-a impresionat și n-a deranjat pe nimeni. De-aia toți Sfinții Părinți și Ioan Gură de Aur și chiar Maxim Mărturisitorul și Efrem Siru și Ilie Miniat arată categoric spunând: dacă am fi înjugat după troparele de la strană, cam așa sunt bine și ele din slujbă, dacă am fi înjugat faptele fariseului cu smerenia vameșului, de mult ajungeau la cer. Dar iată, se vede că omul a uitat cuvântul lui Dumnezeu care spune: fără de mine nu puteți face nimic. Și-i blestemat cel ce se încrede brațelor sale. Și spune acolo: blestemat este cel ce spune: acestea m-au hrănit și m-au crescut și m-au ținut. Citiți la Apostolul Pavel. Dar mai mult decât atât, categoric pe Dumnezeu l-a supărat cuvântul care întărește și spune: toată judecata Tatăl a dat-o Fiului. Precum aud judec și judecata mea dreaptă este. Deci iată cui este atribuită judecata. Și acum putem face o paralelă grozavă. Deci am ajuns în cărările mântuirii. Suntem în ușile bisericii. Suntem în biserica ortodoxă. Suntem în biserica strămoșească și creștină întemeiată de apostoli, nu de ciubucari sau de banchieri sau de oameni de afaceri, ci de 12 pescari neștiutori de carte care au vorbit în toate limbile pământului, de toți au rămas mirați de unde știu aceștia Scriptura. Cel ce prea înțelepți pe pescari ai arătat trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat slavă ție. Iată temerea bisericii. Mai mult decât atât, această biserică pe care o reprezentăm are antiteza pozitivă a ei și are acea bogăție tradițională și spirituală ce nu va pierde niciodată, practica sfințeniei, care este mărturisită și arătată prin sfintele moaște, prin harismele sfinților, prin sfințenia sfinților, prin rugăciunile pe care le invocă biserica și prin puterea Duhului Sfânt, care este bogăția neprețuită a bisericii și comoara nesecată de mântuire. Nu există altceva mai scump în biserică decât harul Duhului Sfânt, care mulți habar n-au ce el. Este un ipostas, este o persoană din treimea întreaga lui Dumnezeu, care lucrează prin energie necreată în lume după voința Tatălui și după lucrarea Fiului. Deci ca să știți lucrul acesta,
Fiul a spus, mă duc la Tatăl și vă trimit Mângâietorul. Și Mângâietorul a venit, Duhul Sfânt, la cinzecime. Acesta nu s-a dat oricui, ci s-a dat apostolilor și apostolii l-au prelucrat prin cuvânt, prin putere, prin învățătură. Și spune Psaltirea, suitu-s la mare ca ai tăi și-au tulburat ape multe. Cuvânt a dat celor ce binevestesc cu putere multă. Și iată, în felul acesta, Duhul Sfânt a venit și a completat bolile celor neputincioși, i-a întărit pe cei slabi, i-a luminat pe cei orbi, i-a vindecat pe cei slăbănoși și toate celelalte, a iertat și a dezlegat păcatele, Duhul Sfânt. Cu puterea ce mi-este dată, nu din curea, nu din condei, nu din pungă, nu din conservă. Cu puterea ce mi-este dată de la Dumnezeu, te iert și te dezleg nevrednicul de mine în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Trecând și peste aceasta și mergând mai departe, cei din biserica drept măritoare, datorită condițiilor sociale în care trăim și a vremurilor care au fost de-a lungul istoriilor, s-au rupt, s-au scindat, s-au împărțit, s-au amestecat, s-au răsucit, s-au învârtit, s-au răzvrătit, și-au făcut grupuri și grupulețe. Aceste grupuri și grupulețe au format oameni răpitori, nedrepți, adulte, vameși și tot ce vreți. Dar nu înseamnă că raportând biserica la individ, s-a spurcat biserica, s-a împuținat Duhul Sfânt, a scăzut potența de veghere a lui Dumnezeu sau a scăzut capacitatea lui de aseitate asupra întregii lumi, adică acea nemărginită și înțelepciune și putere și conducere și tot ce vreți asupra lumii. Nu! Ne-a lăsat în voile noastre ca să vedem noi cât de idioți suntem și să ne trezim de la sine. Nu ne-a robotizat, nu ne-a forțat, nu ne-a obligat, nu ne-a condamnat, ci a spus așa, cel ce vrea să vină după mine, de bună voie să vină și să se lepede de sine. Și iată, de bună voie și acest fariseu a urmat bisericii și a ajuns ca să se roage. Și când spun că a ajuns ca să se roage cu mândrie, rugăciunea trebuie făcută în trei condiții, în ascuns, ca în ascuns să-ți plătească Dumnezeu, nu de fală, ci de smerenie și să fie de slavă, de mulțumire și de cerere, și să fie lui Dumnezeu. Deci, categoric, rugăciunea trebuie să-i fie dată lui Dumnezeu. Și alții se roagă, dar nu lui Dumnezeu. Și alții sunt credincioși, dar nu lui Dumnezeu. Sunt credincioși minților, zeului lor, păgânului lor, deci fiecare în credința lui. Dar nu toți se roagă lui Dumnezeu. Cei care se roagă lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu îi mântuiește în adevăr. Adică în Iisus Hristos, care restaurează religia întregii lumi. Trecând peste aceasta, vom vedea că tendința de judecare și de corupere în mase, unul asupra celuilalt, se cheamă bârfă, cleveteală, osândă, vorbă de șartă, judecată sau răzbunare. Acest lucru l-a făcut fariseul ca să dezguste pe vameș și când s-a lăudat cu toate celelalte, cum vom vedea în partea cealaltă a Evangheliei, în partea a doua, n-a făcut altceva decât să-l discrediteze oarecum, să-i spună la modul indirect, tu marși afară, că nu-i locul tău aici. Ori Hristos a venit ca să facă biserica publică tuturor. Deci când a spus, cei din tâi care vor răpi împărăția lui Dumnezeu sunt vameși și desfrânați. De ce? Silitorii care se grăbesc să fure împărăția lui Dumnezeu. Și noi trebuie să nu mai ținem cont uitându-ne înapoi, asta spune Nicodima Ghiorit, un război nevăzut, cele șase ispitiri din față, din spate, din stânga, din dreapta, de sus și de jos. Sus mă ia mândria că nu trebuie să mă spovedesc, că ce trebuie să știe preotul, jos las că dar nu scăzut, stau grămadă, sau nu mai are nevoie să mă smeresc. În dreapta vine nefrica de moarte, în stânga vine nefrica de Dumnezeu, în față vine neputința, că dacă până acum în spate văd grămada de păcate, ia ca mă duc de râpă. Nu! Revenirea categorică în sine și intrarea în biserică, indiferent dacă fariseii cei mai vechi ce stau în strane, se deranjează că le luați locul, sau îi împingeți, sau îi ghiontiți, sau nu le convine. Nu! Toți au loc în biserică și toți au dreptul în biserică și toți trebuie să se roage. Iar mulțimea păcatelor o șterge Dumnezeu. Nu suntem noi în măsură să judecăm faptele cuiva. A fost curvar, e treaba lui. A fost bețiv, e treaba lui. A fost fumător, e treaba lui. A fost hrăpitor, are timp să se îndrepte.
Și făptuirea morală te împinge întâi la schimbarea viciului cu virtutea, apoi la înălțarea sufletească a minții, apoi la contemplație și așa să umple raiul de sfinți cât vreți. După ce am trecut și de asta, tendința de judecare rămâne categorică în câte puncte? Una din mândrie, și când mă refer la mândrie, aici vă fac iarăși cunoscută situația care permanent deranjează în biserică. Adică, ideea că unii sunt mai buni ca alții. Și cineva spunea, de câte ori vin la spovedit, mă smeriți. Zic, am să te și mândresc odată. Deci, asta nu e treaba ta, să fii smerit și cu coada ochiului să lingi lauda din gura celui care vorbește. Adică să aștepți să te perie, să aștepți să te netezească, să aștepți să te măgulească. Nu! Ai adus ceva? Foarte bine, boda proste. Ai pus o lumânare, boda proste. Ai scris pomelnicul, boda proste. Ți-ai primit canonul, fă-l, boda proste. Nu că eu sunt credincios sau credincioasă. Toți sunt credincioși. Așa întreabă arhireul la hirotonie. Nu coboară Duhul Sfânt în biserică când arhireul nu spală mâinile și întreabă cât sunteți credincioși. Toți suntem credincioși. Deci în biserică nu vin necredincioși, vin păcătoși. Deci credincioși sunt toți. Și nu facem noi distincțiile între oameni. Pentru că rugăciunea făcută cu mândrie, și aici mă opresc și vă fac iarăși o paralelă care să o aveți în minte. Dacă 2-3 creștini se cunosc foarte bine și sunt prieteni, au dreptul să se roage împreună. Unul să citească, celălalt să bată metanii sau să asculte. Dar când 2 sau 3 sau 10 sau 15 credincioși întâi se adună, judecă, bârfesc și clevetesc, după aceea își fac reguli personale, își fac rugăciuni personale, își fac păreri personale, idei personale, Dumnezeu personal, laturi și din astea, cum se spune, fragmente personale de ortodoxie, deja aia sunt fiii satanei. Și zice, umblă dracu, zice, să adune câte un ucenic de acesta și după ce l-ați câștigat, îl faceți îndoit fiul al genii. Deci nu există altă latură decât latura de rugăciune ortodoxă. Nu există rugăciune decât în biserică. 100 de psaltiri în casa creștinului în genunchi este echivalentă cu un Doamne miluiește de obște din biserică. 100 de metanii din casa ta este cu o singură închinăciune la icoana Maicii Domnului sau Mântuitorului când intri în biserică. Deci nu lași biserica și te rogi în casa ta, ci vii la biserică și te rogi, iar în casa ta completezi surplusul de energie duhovnicească degajată în rugăciunea care te frământă și vrei să o faci. Deci nu neglijezi biserica și te rogi tu. Nu să fac bisericuțe, pentru că ajungem nu ca ceilalți oameni răpitori, nedrepți și adulterini. Ajungem eretici. Și spunea Ava Antonie în una din pildele sale, că venind filozofii la el, au spus, curvarule, mulțumesc-vă, fraților. Hoțule, tâlharule, mulțumesc-vă, fraților, ereticule. Nu, nu, nu. Un Dumnezeu am și acela e Dumnezeu adevărului. Deci, mai bine să fim socotiți curvari, hoți și tâlhari în biserică, decât eretici pe margină și drepți în mintea noastră. Pentru că cel ce se vede pe sine drept, e ăla de mult stă strâmb. Pentru că drepți ne știe Dumnezeu. Sfinți ne știe Dumnezeu. Noi nu catalogăm și nu consimțim sfințenie sau ne apucăm noi să dăm brevete de sfințenie, că astea nu se dau ca pașaportul, ca buletinul sau ca adeverința de la Asociația de Locatari. Sfințenia o dă Dumnezeu prin ce? Prin harismă. Stă cuvioasa Parascheva Nepudredă, Calinic de la Cernica, Ioan cel Nou de la Suceava, Iosif de la Partoș, Sfinții de la Necudlițel și așa mai departe, Dimitrie Basarabov. Și aia sunt sfinți catalogați prin harisma neputrezirii. Iar noi suntem sfinți prin ce? Printr-un singur catalog al smereniei. Smerenia e haina Dumnezeirii, piatra scumpă, coroana de pietre scumpe a monahului și haina desăvârșirii creștine, Isaxil. După ce am trecut și de această catalogare pe care a făcut-o Vame și crezând că ceilalți sunt proști, răpitori, nedrepți, adulte și nu știu cum, trecem în partea a doua și analizăm faptele acestui fariseu. Postesc de 2 ori pe săptămână. Dracul nu mănâncă niciodată. Dau zeciuială din toate câte câștig. Și el dă zeciuială din câte câștigă. Se duce la Scaraoschi cu sufletele dreptilor și ale creștinilor și le bagă în fundul iadului că ei au uitat să se pocăiască. Deci am spus sufletele dreptilor.
Dumnezeu i-a creat pe toți drepți și buni. Iar ei, stâlcindu-și cărările spre mântuire, au ajuns strâmbi și au ajuns în iad. Iată zeciuiala pe care o dă dracul stăpânului său. Iată fariseul zeciuiala pe care o dă stăpânului său. Deci când postez de două ori pe săptămână, știu eu. Când mă rog de două ori pe săptămână, știu eu. Când mă rog de cinci ori, știu eu. Când primesc canon de la duhovnic, știu eu. Când fac canonul de la duhovnic, știu eu. Când mă împărtășesc, la fel știu eu. Iar nu taina împăcării cu Dumnezeu este universală și explicativă. Cum se întâmplă uneori? Cu mătră, cum ți-a dat? Ce ți-a făcut? Ce ți-a spus? Ce ți-a adres? Păi mie mi-a dat atâta, oare de ce? Ești mai păcătoasă, ești mai sfântă. Nu-i treaba voastră, asta e treaba mea sau a celui care vă spovedește. Treaba noastră este să executăm cum? În raport cu ceea ce putem face. Părinte, aici e prea mult, mai am un pic, aici e prea puțin, mai adaugăm un pic, asta am făcut, am sesizat cu tare lucru, asta am făcut, am sesizat cu tare lucru. Adică, dacă orbii vor povățui pe orbi, se vor trezi cu toți în groapă. Iar dacă cărările mântuirii duc sigur la ușa altarului, atunci sentința rămâne categorică. Mântuire. Deci, cine ajunge în ușile pocăinței să ia din Sfântul Potir, acela ajunge categoric la mântuire. Dar nu-și face potirul lui personal. Nu avem potire la casa noastră, nu avem biserică în casa noastră. În casă dormi, te speli, mănânci, trândăvești, faci păcat, te uiți la televizor, la radio, nu poți să ai potire în casa ta. Potirul e numai în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu stă în locașurile sfinte. La temelia bisericii sunt sfinte moaște, la temelia bisericii se află trupul lui Hristos întâi și întâi pe Sfânta Masă în permanență și în antemisul bisericii stă moaștele unui sfânt. La tine în casă stă televizorul, stă haina de blană, stă un ciorap nespălat, un chilot nespălat și toate celelalte hârburi, vase, curvărie și ce mai vrei. Nu faci potir în casa ta. Deci astea sunt ușile ce duc categoric la mântuire. Au fost cazuri categorice, deci au fost cazuri categorice când pre vremea prigoanelor, casele creștinilor au adunări de rugăciuni. Acum nu avem prigoane, ci avem doar o biserică și avem două categorii. Ori toți ne facem vameși, ori toți ne facem farisei. Vrem să fim vameși, să cădem în smerenie, să ne pocăim, vrem să fim farisei, să o facem pe farisei, că iadul așteaptă deschis și tot strigă. Gol, gol, gol. Și zice cu un glas puternic a răspuns. Te voi umple de creștini. Să fim culoarea minte. Iar vameșul departe stând. Ați înțeles ce înseamnă cuvântul departe? Înseamnă cuvântul că nu îndrăznea să implore pe Dumnezeu. Nu îndrăznea să vină în fața lui Dumnezeu aproape. Vameșul departe stând este exact echivalentă starea de păcătoșenie cu Adam în rai, care auzind pașii lui Dumnezeu s-a ascuns. Și Dumnezeu departe stând l-a întrebat, Adame, unde ești? Deși era în el, lângă el și cu el. Deci iată cum Dumnezeu coboară la nivelul nostru personal de înțelegere. Și vameșul departe stând, cât e de aici până la stâlpul de acolo, e departe? Sunt 3 metri. La fel și vameșul din pridvorul templului suspina și departe sta de Dumnezeu. Departe cum? În inima lui, în smerenia lui, în cugetul lui și în sufletul lui. Doamne, eu nu-s vrednic să mă apropii de tine. Nu-ți ridic mâinile în sus la rugăciune. Eu n-am făcut nimic ca bun. Sunt un păcătos. Și ca drept dovadă că este păcătos, pot fi categoric că poate acest vameș care a intrat de data aceasta în biserică n-o fi decât ăla de data trecută ce s-a suit în dud și a împărțit jumate de avere la sărat și a întors în pătrii celor care a furat. Și se pare că a intrat în biserică să se pocăiască. Nimeni nu știe. Dar și-a bătut pumnii în piept și a oftat cu acea rugăciune convingătoare. Doamne, milostiv fii mie păcătosului. Ați recunoaște păcatele, spun toți Sfinții Părinți, jumătate de vină este categoric iertată. Ați vedea păcatele înseamnă a te cunoaște pe sine. Iar Sfinții Părinți spun în Filocalia 3 și 2, cel ce ia aminte de sine, i-a biruit pe toți cei din jur. Pentru că la fel în Filocalia 4 spune,
cel ce a ajuns să se învingă pe sine, a învins o cetate. De ce o cetate? Nimeni nu știe câte zac într-un om, în inima lui, în poftele lui, în simțurile lui și în puterile lui suprafirești. Deci, dintr-un om poate să iasă un război, dintr-un om poate să iasă o catastrofă, dintr-un om poate să iasă o crimă, poate să iasă o răzbunare, orice vrei. Un incendiu, o răutate, o ură, dar dintr-un om poate să iasă o binecuvântare. Și aici mă opresc și vă spun o pildă aia frumoasă, spusă cu vreun an, poate și ceva în urmă. Când boierul, având o slugă înțeleaptă, l-a trimis să-i cumpere carne și i-a cumpărat o limbă și a spus, zice, de ce mi-a adus această spurcăciune? Nu-i spurcăciune, zice, dragă boierule, aceasta binecuvintează pe Dumnezeu și-l laudă. Aceasta, zice, binecuvintează pe Dumnezeu și-l preamărește. Aceasta sfințește, iubește, unește, ajută, miluiește, laudă. Înțeleaptă slugă ești. Ia să-mi aduci acum pe cea mai rea carne. Și categoric, imediat, sluga a venit din nou cu o limbă. Zice, da, n-ai înțeles ce ți-am spus? Ba, am înțeles. Aceasta urlă, aceasta blastămă, aceasta omoară, ucide, judecă, clevetește, urăște, dezbină, războiește. Și boierul a căzut spăimântat în genunchi și a spus, iartă-mă, zice, nu, n-am înțeles filozofia ta. Zice, noi suntem cei ce cârmuim această carne și o facem rea sau bună, că la Dumnezeu toate s-au făcut bune. Ei, și noi în lucrarea noastră, când spunem milostiv fii mie păcătosului, nu facem altceva decât să îmbunăm carnea noastră și să o scoatem din osânda focului. Nu mai trebuie purificată prin foc nestins, ci trebuie spălată prin lacrimi. Orice boală medicală tămăduită prin leacuri nu mai este tămăduită prin moarte. Iar orice boală netămăduită prin leacuri se tămăduiește prin moarte, adică încetarea acelei boli. Dar la biserică nu este așa. Și cel mai păcătos și lepădat de Dumnezeu prin întoarcere, prin pocăință și prin căință ajunge la Dumnezeu. Și când ajunge la Dumnezeu, unde ajunge? Ajunge în cer. Cerul este scaunul lui, iar pământul așezutul picioarelui, așezământul. Deci dacă am ajuns la picioarele lui Dumnezeu pe pământ, sigur sunt și cu el pe scaun. Și spune mai departe, cuvântul milostiv fii mie păcătosul arată într-adevăr ceea ce Sfinții Părinți au catalogat de fiecare dată. În puterea lor de sfințenie nu s-au înălțat cu mintea niciodată, ci veșnic au spus păcătoși suntem, păcătoși trăim, păcătoși murim, cum și la spovedanie la fel iarăși spune. În păcate am trăit, în păcate m-am născut, în păcate viețuiesc. Deci este o formă de spovedanie, ea rămâne abstractă ca exprimare, dar rămâne egală și evidentă că în fiecare clipă, cum spune, dacă ar fi viața omului o clipă, el și atunci greșește. Cu privirea greșesc, cu gândul greșesc, cu urechea greșesc, cu limba greșesc, cu nasul greșesc, cu mâna greșesc. Deci nu Dumnezeu se supără de aceste greșeli, ci se supără de neluarea minte la ele. Și aici mă duc din nou cu mintea la un lucru ușor de înțeles, când cea cu păcate grele și puține s-a dus la duhovnic și a spus, zice, părinte, am 7 păcate mari și grele. Și vecina ei a plesnit în râs și a spus, zice, ha, ha, ce? N-am păcate, zice, am din astea așa mărunte, dar nu contează. Și duhovnicul foarte înțelept, făcând acest raport între universul răului și a binelui, a spus așa, tu adă-mi 7 pietre mari din malul râului, și tu adă-mi o poală de nisip. Și aducându-le la duhovnic, le-au împrăștiat prin iarbă. Și a spus, fiicelor, culegeți-vă, zice acum, păcatele. Ce ușor a fost celei cu 7 pietre mari să le pună în poală și să vină la duhovnic. Iar cealaltă venea și spunea, zice, am adunat și eu. Nu, am mai rămas, mai du-te. Am mai rămas, mai du-te. Am mai rămas, mai du-te. Și ea, la un moment dat, explodează și spune, zice, dar cine poate scoate tot firul din iarbă? Dar cine ți-a spus că ești iertată la Dumnezeu de vreme ce tu ai uitat toate cele mărunte câte le-ai făcut și Dumnezeu cere socoteală până și de cel mai mic cuvânt scos în deșert? Și atunci a revenit în sine și și-a dat seama că Dumnezeu ucide
sau pedepsește pe cel ce, deși îi se pare că n-are păcate, și iartă pe cel pe care le are și se plânge de ele. De aceea nu înțelegeți când veniți la spovedanie și sâcâiți câteodată la cap și spuneți, zice, părinte, dar am avut păcate și nu mi-ați dat canon. Dă-te cu capul de pereți dacă vrei canon, tu singur. Biserica nu poate să-ți impună mai mult canon decât îngăduie canonul. Biserica nu poate să îngăduie și să dea sentințe animalice sau spartane de dormit pe cuie sau de dormit iarna în ger sau în apă rece cu picioarele, că vrei tu canon. Fă-ți-l singur. Tu fă-ți canonul. Biserica îți dă ceea ce crede de cuvință și te pedepsește cum crede de cuvință în iubirea nemărginită a lui Dumnezeu de oameni. Dar când tu ai început să uiți păcatele tale, deja începi să vezi grămezile străine. Și atunci sigur se face acea disensiune și încep vameșe să bată cu pumnul în spate, că sunt arătați cu degetul și râși. Uite și curva asta s-a învățat să vină la biserică. A, ca și bețivul ăsta locutare a intrat în biserică. A, ca și nimicarul ăsta a început să roage. Categoric greșim și o sândim spre ea. Dar dacă am zice eu înaintea lui am greșit, Ava Pafnutie mergea prin pustie și a întâlnit doi snopi de grâu unul peste altul și dracu în imaginația lui i-a făcut ca doi oameni ce curveau. S-a uitat, ea este în două ipostase povestite, una în Lapsaicon, una în Pateric. În Pateric spune așa, că s-a uitat și a spus, Doamne, înainte de ei am greșit eu. Și n-a căzut cu mintea în judecată. Nu căzuse Ava în curvie, dar curvie se poate în minte, că știți că la rugăciune vin draci și spală mintea cu tot felul de porcării. Acealaltă spune altfel, că a început să plângă. Și când a mers la Ava și l-a întrebat de ce plânge, a spus, zice, am văzut doi că curveau. Moartești! Și el a spus, dar de ce spui asta? De ce i-ai judecat? Zice, nu i-am judecat, i-am compătimit. Nu tu, Dumnezeu să-i compătimească. El răspunde și știe de ei ce fac acolo. Tu vezi-ți de păcatele tale. Așa că nu ne dăm noi cu părerea și nu ne dăm noi cu sentința cine vede raiul și cine nu vede raiul. Cine e în față și cine e în spate. Poate cel de 60 de ani ar fi vrut să postească în tinerețe și era idiot la minte și nu știa de Dumnezeu și postește acum la bătrânețe. Poate cel ce postește la 30 de ani începe să spună, dar o viață am postit și tot post, post, post. Și când a zis treaba asta, deși le face, plata și-a pierdut-o. Deci Dumnezeu nu se uită la cantitatea de pocăință sau la lungimea ei, ci se uită la intensitatea de pocăință a omului. Deci vameșul când a spus milostiv fii mie păcătosul, a împlinit categoric rugăciunea tâlharului, pomenește-mă Doamne când vei veni într-o împărăția ta și astăzi ești cu mine în rai, categoric imediat a împlinit porunca celui ce plângea la picioarele lui Simeon stâlpnicul. Și imediat a spus, zice, dacă mă scap de urmăritori, zice, îți promit că nu mai greșesc niciodată. Și îngerii și-a luat sufletul la cer și a și murit. De ce? Știa Dumnezeu că poate va mai greși și l-a prins într-o tensiune curată. Unul trecea pe pod și în clipa când era la mijlocul podului, podul pâria de ruptură, de vechime și de putreziciune. Și a zis așa, Maica Domnului, dacă crezi că pot să mă mântuiesc, ia-mă. Dacă nu ține podul să trec dincolo, să mă pocăiesc. S-a rupt podul și a căzut în apă, n-avea fapte. Dracii se băteau cap în cap să-i pună mâna pe suflet. Îngerul cu sabia, stai! Zice, e al nostru, are cu tare, cu tare, cu tare un răvaș de zapise. Trageți-i limba din gură. Dacă Maica Domnului mă va ajuta în clipa asta să mă pocăiesc, pot să mor. Și ia ca cine l-a câștigat. Milostivirea Fecioarei Maria. De ce? Pentru că o singură picătură de sânge răscumpără păcatul întregii lumi. Hristos n-are preț, este neprețuit. De-aia biserica rămâne neprețuită prin Duhul Sfânt și nu prin bănci sau conturi. Mergând mai departe, iarăși o categoriseală a înălțării cu mintea care categoric face stare de vămeșie sau de fariseism. Stătea un ucenic crescut în pustie de Ava lui și nici nu văzuse în viața lui măcar păcat, neascultare sau fără de lege. Dar citea în Pateric. Unul a căzut în curvie și s-a dus, s-a pocăit și râdea. Și uite, eu nu-s ca el. Unul a întâlnit o fată în cetate și a căzut cu dânsa și după aceea s-a dus și a plâns cu amar. Nu-s ca el.
Unul s-a certat odată cu fratele lui și Ava l-a certat. Nu-s ca el. A venit vremea asta să sfârșit din viață. Și Ava, după 40 de zile de rugăciune, se roagă să-i vadă sufletul unde este, știindu-l că a murit și fecior cu trupul, și curat, și ascultător, și în pustie, și cu rugăciune, și categoric unde era, în iad. Și bătrânul în clipa aceea a explodat în plâns și a spus așa: Doamne, de vii căuta la fără de lege, atunci cine se va putea mântui? Dacă ăsta curat a ajuns acolo. Nu-i curat, s-a mândrit. S-a mândrit și a spus, zice, unde să mândrească? Cu mine? Nu. Citea cartea aia, zice, unsă, care o ai tu pe masă și îi judeca pe cei din carte. Nici nu-i știa pe cei, poate era niște pilde imaginare. Și judecându-i pe ea, a căzut în judecata lui și s-a dus în iad. Că dracul n-a judecat pe nimeni, n-a avut de cine să se lege, ci s-a suit mai sus ca Dumnezeu și s-a trezit mai jos ca dracii. Deci unde? S-a trezit în iad, mai rău ca oameni. Oamenii stau pe pământ, dracii stau în iad. Și mai mult decât atât, judecata este de o finețe extraordinară. Unul care trândăvise toată viața, îngerii ducându-i sufletul la cer, eu li sintetizez așa ca să luați aminte, dar n-am timp să le povestesc detaliat. Le găsiți voi în paterică acasă. În clipa când bătrânul de la Chilia de acolo a văzut minunea, a spus așa, zice, dar bine, Doamne, care-i dreptatea ta? Și a venit imediat la fratele muribundu și a spus, bă, dar tu nu te temi de moarte, zâmbești, râzi, te simți fericit? Păi da, zice, de ce să nu mă simt fericit? Zice, ce motiv aș avea să nu mă simt fericit? Zice, da bine, doar te știi că ai fost trândav. Da, nu-i treaba mea asta, e treaba lui Dumnezeu. Și în clipa aceea zice, Doamne, cum vine asta? Și atunci fratele luminat de Duhul Sfânt îi spune, Avo, eu n-am lucrat nimic în viața asta, dar nici n-am judecat pe nimeni. Și zice, scrie clar în Scriptură, nu judeca să nu fii judecat. Și el îi dă mai jos din nou, zice, eu nu voiesc jertfă, vreau milă. Eu n-am avut treabă cu nimeni, am avut treaba mea și în clipa când într-adevăr a ajuns la judecată, s-a auzit glasul Maicii Domnului care a spus, fiul meu, nu poți să-ți calci cuvântul, tu ai spus, cel ce nu judecă nu va fi judecat. Și a plecat cu îngerii. În trândăvie nejudecând, în nepăsare nejudecând, sau cum spunea, iubește și fă ce vrei. Deci cine iubește nu urăște, nu omoară, nu ucide, nu fură. Porunca întâia, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, că pe Dumnezeu îl iubești de la sine. Deci n-ai cum să-L urăști pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele, sau să iubești pe aproapele și să urăști pe Dumnezeu. Iar celălalt, care avea toate faptele bune, în clipa săvârșirii din viață, veni să gloate întregi drăcești, să spăimânte sufletul lui. Și iarăși spune Ava, de ce? De ce, Doamne? Noi avem tot timpul tendința de a întreba de ce. Și a spus Dumnezeu, ăsta a petrecut cu slavă, a petrecut cu laudă, toți l-au știut că e postitor, toți l-au știut că e la Bârnova, toți l-au știut că e mare, toți l-au știut că e vrednic și s-a dus săracul în iad. De ce? Pentru că îi se părea că ce face trebuie trâmbițat. Și cine trâmbiță cade, ca fariseu, ca mine, ca tine și ca toți ceilalți. Deci categoric trebuie ca nascuns să faci, ca nascuns să ți se plătească. Ortodoxia nu se expune în ziare. Ortodoxia și trăirea sufletească a fiecărui om și credința nu se expune, nu se expune în afișe. Veniți la noi postitorii, veniți la noi sfințitorii, veniți la noi pusnici sau veniți la noi mari harismatici. Nu! Omul de la sine se roagă și casa lui este altar de jertfă, acolo unde știa că genunchele la rugăciune, la post, la smerenie, la răbdare, la psaltire, la candelă, la icoană, la tot ce face. Este adevărat că Imperiul de Apus a făcut progrese pedagogice extraordinare. Ajută, miluiesc, fac caritate, le dreg pe toate. Dar s-ar putea că în fața vameșului și fariseului universal, în această unire de paralele, când Dumnezeu va sta pe scaunul la judecată, va spune așa, toate faptele voastre au fost bune, dar au o slăbiciune. Sunt pline de slavă de șartă și trâmbițare de sine. Uite, nu vă pedepsesc pentru ele, eu v-aș da raiul, mergeți în rai, dar vi le tai și scriu jos zero. S-ar putea să facă Dumnezeu lucrul acesta. Și s-ar putea să facă invers.
să vină la amărâții de ortodoxi, care mai și bețivi, mai și curvari, mai și leneși, mai și nepăsători, mai și obraznici, și impertinenți, și parșivi, și leneși la biserică, și la pravilă, și la canon, și la rugăciune, și să tragă Dumnezeu o linie mare și să zică, of, puturoșilor, of, slugilor netrebnice, ce puține v-am dat de făcut și n-ați făcut nimic. Și să audă deodată Dumnezeu, milostivi fii nouă păcătoșilor, ori pe ceasul de moarte, ori în clipa săvârșirii din viață, ori în vreo biserică, ori sub epitrafiul unui preot, și îngerii să vină repede să afișeze, uite Doamne unde s-a pocăit, uite Doamne unde s-a rugat, uite unde i-a părut rău. Să adune lacrimi, batiste ude, pâini date de pomană, încălțăminte, haine, o rugăciune, un botez, o psaltire, o ceva și să zică, da, faptele voastre s-o cârpă lepădată. Hai, mergeți la liniște, dar nu pentru vrednicia voastră, pentru bunătatea mea. Deci să nu încercăm noi să credem că dacă ne pozăm în sine cu ceva, îl depășim pe Dumnezeu. Nu! Nici o faptă bună categorică a noastră nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu, ci doar rămâne ca o alifie peste o rană ca să nu usture. Deci la rana noastră pământească, adică păcatele sufletești și trupești pe care le avem, toate faptele bune sunt alifie pentru suflet. Dumnezeu vine și dă vindecarea. Sângele Lui a spălat ranele noastre, trupul Lui a spălat trupul nostru, capul Lui a înțelepțit capul nostru, limba Lui a înțelepțit limba noastră și sângele Lui a curățit sângele nostru. Deci, cine vrea cu adevărat să meargă fără rane la Hristos, trebuie să împlinească trei lucruri. Credință statornică și curată, legătură strânsă cu biserica, nejudecată și neclevetire, neosândire și neasuprire. Noi n-avem dreptul categoric spus și cineva acum deja în minte mă judecă, de ce o spuneți așa caldată, spuneați altfel, să vă spun de ce vă spun așa. Deci noi în mintea noastră nu suntem în drept să judecăm, de exemplu, credința nimănui, că o fi păgân, budist, yoghin sau ce-o fi el acolo, musulman. Dar suntem datori să ne exprimăm poziția categorică față de El. Deci eu nu vin să-ți fac prozelitism în ograda ta și să-ți dau cărți ortodoxe, să te aduc de la budist sau la mahomedanism la ortodoxie. Dar nici nu-ți accepție să vii să te tragi de mine cu New Age-ul de sfoară pe stradă. Tu vezi-ți de proștii tăi și de nebuneala ta, vezi-ți tu acolo de handicapații tăi care îi supravenerez și eu văd de Hristosul meu. Păi nu pot eu să-L las pe Hristos pentru un idiot. Deci, gândită logic în minte. Unul este Buddha, altul e Hristos. Unul e Mahomed, altul e Hristos. Unul e Dumitru Laurian, sau cum îl cheamă pe ăla de la radiestezie, sau Grigorean Bivolaru, și altul e Apostolul Petru sau Pavel. Deci, să facem distinție, fraților. Deci, unul e Popatanda și altul e Popamanda. Deci, noi deosebim binele de rău. Noi, spune Nicodima Ghioritu, alegem calea cea bună, cărările mântuirii. Deci suntem categorici și fermi atunci când suntem atacați sufletește, fiindcă Evanghelia spune, împotriviți-vă celor ce vor să omoare și trupul și sufletul. Împotriviți-vă celor ce vor să vă rupă de Dumnezeu. Pentru că cel ce a omorât sufletul, trupul de la sine moare. Deci să avem mare grijă și atenție. Să-i dai de mâncat, să-l primești în casa ta, să-l miluiești, că așa e frumos samarineanul. Nu era ortodox, ci era păgân, când a găsit pe ala căzut între tâlhari, dar l-a dus la o casă de oaspeți și a spus, când mă întorc, eu îți mai plătesc din dări, vindecă-te. Dar l-a lăsat și și-a văzut de drumul lui și de treaba lui. Deci nu-mi schimb eu rânduielile mele sufletești, spirituale și dogmatice și strămoșești, de dragul lelii că vrei tu. Suntem prieteni până la păcat. De la păcat încolo tu cu a ta și eu cu a mea. Deci fără să ne urâm, fără să ne respingem, fără să ne jicnim, fără să ne scuipăm, fără să ne lovim, fără să ne brutalizăm. Deci totul merge la smerenia vameșului. Doamne, dacă credința lui e bună, milostiv fii lui păcătosul fii. Dacă credința mea e bună, milostiv fii mie păcătosul. Și cu asta fiecare cu a lui păcătos și cu a lui învățătură. De ce? Ca nu cumva să ne trezim alergând ca oile sălbatice pe căi rătăcite și zice, înăinitură sunt oile, lupul vine și le fură și sfâșie oile. Și să auzim glasul lui Dumnezeu, glasul Sfintei Liturghii, glasul preotului la spovedanie, glasul preotului la împărtășanie, glasul preotului la botez, glasul preotului la cununie și așa, împlinind acestea, să ne dăm seama
că Satana din mândrie a căzut și când a văzut că a căzut din mândrie a venit și l-a împins pe om tot la mândrie. Dumnezeu din smerenie ne-a ridicat și dacă vrem să nu cădem din nou din mândrie, să alergăm la smerenia lui Hristos. Nu o să ducem crucea Lui, nu o să ducem ranele Lui, nu o să ducem suferința Lui, nimeni nu-i capabil. Dar fiecare dintre noi să-și audă în conștiință glasul care zice: cel ce vine după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, a lui personală, și să o ducă înainte și să urmeze lui Hristos. Ca în final Hristos să zică: cel ce se va smeri pe sine se va înălța și oricine se va înălța se va smeri. Amin.